omorârea păcatului este o dovadă a îndreptățirii, a mântuirii, a justificării tale. Nu botezul, nu mersul la biserică, nu baticul sau cravata, nu reguli și restricții impuse de oameni în lupta împotriva păcatului, ci această luptă pe care noi o ducem de omorâre a păcatului în fiecare zi. Pentru că, dragilor, dacă nu luptăm împotriva firii pământești și dacă nu practicăm omorârea păcatului în viața noastră în fiecare zi, s-ar putea credința noastră să fie o credință falsă. Dacă nu există dorința de creștere în har, de sfințire în propria noastră viață și dacă sfințirea nu înseamnă nimic pentru noi, atunci arătăm că avem probabil doar o credință din aceasta de fațadă și membralitatea în biserică este doar o prefăcătorie. Botezul poate că a fost doar o tradiție.